Bă, poate joc aici. Dă-l jos de mașină pe ăsta. Dă-l jos. Dă coboară de mașină, mâine. Coboară de mașină. Tu coboară de mașină, mă, coboară de mașină. Mâine în picioare. Fața la mașină, fața la. Ce vi s-a părut, bă, că sunt patru oameni aici? Bă, tu nu vorbești așa cu mine, ai înțeles? Eu sunt legea în orașul ăsta! Și vezi, la garderobă se apară gradele, se alege una de acolo. Da, măi, ăsta sunt. Hadim. Da, mă, ăsta sunt eu. Mergi toți pe linie dublă, continuu. Trage pe dreapta. Trageți pe dreapta, vă rog frumos. Polițiști, bă, distrusule, bă, distrus ești, bă, distrusule. E mecanic. Trageți pe dreapta, domnul mecanic. Îți dorești să ai propriul tău joc pe magazin Play, cu care poți avea un venit pasiv. Pe projectgames.com puteți cumpăra proiectele lor gata făcute, pe care doar trebuie să le publicați. Tot ce trebuie să faceți este să adăugați produsul în coș și să adăugați codul Caterinca 10 pentru 10% reducere. Salutare, domnul! Bună ziua, bună ziua! Prezentați și mie un document, Florin Copcă, agent Florin Copcă la ordinea disciplinei la București. Dacă trageți pe dreapta, dar rămâneți pe carosabil. Dacă se poate să-mi dați și mie un document, vă rog frumos. Ați întors pe linia continuă, domnul. Mai sunteți și mecanic. Unde ați învățat să conduceți așa, domnul? Nu, eram să mă duc la urgență. Trebuie să am un apel și de-aia. Ați avut un apel, deci v-ați grăbit? Mhm. Bun, lasă că rezolvăm grăbeala asta. Nu este nicio fel de... Deci, cum v-am spus, Florin Copcă, alături de colegii mei. Cum vă cheamă colegii, când suntem la început? Bârg Predonții, comisar agent. Și tu, colegul? Pavel Pop. Bun, bun. Da și mie documentele alea sau? Păi, domnule, eu vreau jeta, dar... Trebuie să cheriți dumneavoastră de la mine. Da, am înțeles, am înțeles. Iertați-mă puțin. Bă, de ce conduci așa nemernic? Poftim? De ce conduci așa rău? Nu, am avut un apel și trebuie să... Nu, nu, nu. Unde dracu-i cerul ăsta? Pe-am apel și trebuie să mă duc repede. Da, da, da. Puteți și să mă testați dacă vreți. Domnul Pop, aveți un tester la dumneavoastră? Da, am, am. Stați să-l dracu dacă ești unt. Sper că nu vă drogați. Poftim? Doamne ferește. Da, da, ce tot firmă așa, Doamne ferește. Stați puțin, colegul. Cere-i tu documentele, colegul, te rog frumos, că la mine mă doare puțin mâna, mă duc. Imediat. Arătați-i și mie documentele, vă rog frumos, domnule. Trebuie să cer tu, colegul. Nu trebuie să cer eu, trebuie să mi-l arate el. Bă, poate joc aici? Dă-l jos de mașină pe ăsta. Dă-l jos, coboară de mașină, mâine. Coboară de mașină, tu coboară de mașină, mă, coboară de mașină, mâine în picioare. Fața la mașină, fața la mașină. Fața la mașină, ce facem aici, mă, ne bate în joc? Ia-l mă pe ăsta, mă, că... Ia vezi, mă, ce are pe el. Ia vezi, mă, tu ce are pe el. Ia vezi, mă, ce are pe el. Ia vezi tu ce are pe el, mă. Vezi tu ce are pe el, așa, mă. Vezi tu ce... Are două buletine, domnul, și n-are permis. Știți că e infracțiune să dețineți două cărți de identitate? Asta e de la oraș, de la primărie, când... Cum să fie de la oraș? Ce să fie de la oraș, de la primărie, mă, băi, băiatul? Unul trebuia declarat, șeful. Acum, dacă primărie la... La pușcărie, nu? Pe ce nu mai văd de moment, da? Ha? Cu banul. Păi nu, că sunt la fel, domnul Pop, dar e infracțiunea asta. L-ai dat pe unul pierdut, după aia l-ai găsit și ai uitat să-l mai aduci. Nu, nu l-am dat, nu l-am dat. Păi la rubă de la căsătorie. Ia întoarce-te, domnule, să mă mai tânge. Buletin. Dă-te așa puțin, dă-te așa puțin, dă-te așa puțin, mă, să vorbesc aici. Cum ați spus că vă cheam pe dumneavoastră? Antonescu Răzvan. Domnul Antonescu, numele mamei, dacă se poate. Numele mamei? Da, 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 da. Numele părinților, da. Antonescu Gabriela. Și al tatălui? Antonescu Gabriel. Și al fiului? Am făcut o glumă, am făcut-o. Așa, bun, bun. Unde locuiți dumneavoastră? Eu în Los Santos. În Los Santos, am înțeles. Trebuie să suflați acolo, da? Da, da, da. Iertați-mă puțin, am vrut să verific mașina, să vedem ce se află în mașină. Nu e droga, e și zero. E și zero. Înseamnă că e doar inconștient. Deci, având în vedere că astăzi este ziua Academiei și opărlelor, vă dorim o zi frumoasă, nu uităm nimic astăzi, mă. Hai, mă, te iertăm. Te iertăm astăzi. Am înțeles.
să fii iubit, mă. Doamne ajută. Nu, mă duc, da. Cred că trebuie să luăm de la primărie, nu? Dacă erai băiat acum. La primărie. Bagă și 1500 dacă erai băiat. Bagă și ceva pe deapă. Erai șefule. Bagă. Domnul Pop cu noi, nu acum. A, domnul Pop, stai cu noi aici, să trăiți domnul Pop. Sănătate, domnul Pop, dacă e domnul Pop cu noi, să trăiți domnul Pop. Foarte bine, te-ai descurcat. Uite-l pe ăla, are mască, băi. Dai. Stop, stai pe loc, stai pe loc, poliția! Poliți, nu face nicio mișcare. Stai pe loc, mâine în aer. Bă, jos după scuter, mă, n-auzi? Jos. Pune-te la perete. Perete. Cine ești tu, mă? La perete. Cum te cheamă pe tine, mă? Vezi ce are pe el. Uite-ți pe la pleca. Florin Copcă, la ordine dumneavoastră. Fata, da. Dați-vă așa un pic. Mâinile sus, băi! Te gândești la capa și vezi percheziționezi acolo. Bravo, mă, ești creier să moară aia. Domnul. Ce căutați cu mască în oraș, domnul? Ce vi s-a părut, bă, că sunt patru oameni aici? Bă, tu nu vorbești așa cu mine, ai înțeles? Eu sunt legea în orașul ăsta! Ce vorbești, bă, eu sunt legea, mă? Ia pune-ți-mă, arestați-l pe ăsta. Bă, ce faci tu aici? Bă, stai pe loc, am zis. Stai pe loc. Ce vorbești, puțin, mă? Poliții se poate intra în bancă? Da, se poate. Iertați-mă, m-a luat alea histeriile. Liber. Să nu mai portați mască domnule, ziua la mea. Liberați-mă, vă rog frumos. Bă, să-mi... Iert, mai am ieșire de masă. Băi, la pușcărie că ăsta mi-a arătat faciu. Băi, stai pe loc. Băi, stai pe loc, care pe cine, mă? Stai... A dat în bățeală să moară aia. Poliția, stai pe loc! Poliția, stai pe loc, am spus! Stai pe loc, am zis! Stai pe loc! Poliția, stai pe loc, acum, în momentul ăsta, atâta jos, că te trag! Ieși afară de mașină! Ce? Ieșiți afară de mașină, vreo frumos! Păi? Sub locotenent Florin Copcă, la ordinele voastre. Vă rog frumos, coborâți de mașină, ați trecut peste două roșuri. Putea să văd și o legitimație? Da, bineînțeles, domnul. Din câte văd sunteți academician, n-ar trebui să fiți cu un superior. Haideți, domne, dați alea, nu vorbim aici de reguli de astea. Ai trecut pe două roșuri, de... acum vine, uite acum vine superior. Băi! Veniți încoace, mă, că m-a luat asta la pula aici, mă, veniți încoace. Da, auzi că să fiu cu superior, că alea a trecut pe două roșuri ăsta. Își bate pula de mine, eu m-am învățat degeaba. A trecut peste două roșuri și avea 185 la oră avea. Adevărat? Conform testelor în vigoare a substantivului comun. Păi bun, dar m-a oprit un academician, pot să înțeleg și ce se... Păi cum adică că te academician? Păi dar din câte știu eu, tu ar trebui să fii cu un superior. Păi ia uite-te lângă mine, cine e lângă mine? Păi acum, dar tu ai venit după mine. Păi ce contează, băi, eu îmi fac, sunt în slujba poliției, bă. Liniște aici, vorbește... Dole, liniște. Dacă vedeți aici, Bobby. Academician, da. Academician, da, următorul. Vorbesc și cu un superior, dacă se poate? Da. Domne, nu facem noi legea, noi doar o aplicăm ca să ne înțelegem. Da, spuneți, domnule, ce să... De ce nu v-ați oprit dacă colegul meu, chiar dacă este academician, v-a oprit, vrea să facă și el o mică... Da, domnule, a trecut, domne, pe două roșuri. Păi dacă dumneavoastră reprezentați un pericol trecând peste două roșuri, puneți în pericol viața persoanelor din jurul dumneavoastră, societatea în care trăiți. Societatea în care trăim este definită de reguli. Societatea, mă scuzați că vă întrerup. Societatea în care noi trăim în momentul ăsta este definită de reguli, reguli pe care dumneavoastră nu le respectați. Dacă ați fi un cetățean modern, nu treceați peste două roșuri. Este conform scris regulamentului civil, scris în cartea de... Mai zi-mă tu ăsta de stâng. Cartea medicilor a la conferență, domnule. N-ai voie să treci pe roșu și cu viteză mare în oraș, pui viața pericolă a trecătorilor pe trece. Da, am strigat. Da. Ați strigat? Am zis stop.
A, păi dacă strigați în mașină, 100% o să vă aud. Nu, domnule, care e aici de dar ce voiați, domnule, să iau să alerg pe jos, dar ce, să dau probe la poliție, iar? Din câte știu eu, aveți megafon, nu? Am, avem? Dați, domnule, un pic să dăm megafon, dacă tot vreți. Dați megafonul meu. Acum dăm megafon. Trageți pe dreapta, vă rugăm frumos. Cum dracu l-ai folosit pe ăla, mă? Cum l-ai folosit pe ăla? Gata, acum e bine, am folosit și megafonul. Să la început, domnule, nu pot să mă, chiar așa? Mâine, păi mână, te apăr pe tine, mă, omule, mă. Domnul academician, da, vedeți acolo pe bord, aveți o tastă, apăsați pe tasta aia. Imediat, domnule, imediat. Nu stăți în mașină ca să folosiți megafonul. Aia din dreapta. Aia din dreapta. O găsiți pe aia din dreapta. Aia mai așa mai mică, de pe dreapta, nu aia de sus, din dreapta. Patru de pe dreapta. E n-am pe dola mă acolo. N-am pe dân morții, mătii! Ești amărât să-mi bap pula măta. Dacă nu am futu-ți morții, mătii, că-i tastatură de-aia de mini. Iertați-mă, iertați-mă tot. Lasă că strig. Hai, domnul Preda. Care aveți să-mi dai și mie 50 de lei de motorină? Du-te dracu, mă, cerșește pe YouTube la YouTuber, mă. Ce în grup, că păi trebuie să mai fie, mă, ceva, bă, trebuie să mai fie încă una. Bă, ce pula mea, bă. N-a poftim situație. N-a poftim. Sub locotenent Agin Copcă, ce cauți să trântii pe stradă pe aici? Pe contrasens, domnule, ce trântii de face pe contrasens? Ce cauți bucăzul pe aici? Elibera zona, vă rugăm frumos. Elibera zona, domnul. Ce cauți, bă, băi, bă, scoal mă sus, ce cauți beat aici, mă, stai beat, mă. Mă, bă, ce căuta pe contrasens?